Un astfel de om de toată isprava, care și-a înțeles misiunea, care face tot posibilul să-și îndeplinească misiunea, este omul care ocrotește cu toată puterea unul dintre cele mai prețioase locuri ale Craiovei. Mă refer la Teatrul Colibri. Așadar, omul la care mă gândesc este managerul acestui loc atât de prețios, Adriana Teodorescu. Adriana Teodorescu este teatrolog și are la activ mai multe proiecte culturale. A organizat Săptămâna Internațională a Teatrului la Craiova în perioada 2008-2012. În 2011 a fost premiată de Senatul Uniter pentru inaugurarea primului muzeu al teatrului de păpuși românesc cu expoziție permanentă. Din 2014 și până în prezent organizează festivalul Puppets Occupy Street. Este de departe cel mai de succes proiect al Adrianei Teodorescu. Festivalul a crescut, nu neapărat ca număr de evenimente, nu neapărat, să zicem, pe orizontală. El va crește cumva pe verticală. Va crește pe verticală pentru că va fi foarte solid, va fi, eu cel puțin așa-l văd, va fi un festival care va acapara Craiova, dar care va întoarce Craiovei binele pe care craiovenii îl fac festivalului prin prezența lor atât de numeroasă, prin faptul că ei susțin financiar acest festival. Adică, fără banii craiovenilor, acest festival n-ar exista. Și mie mi se pare că noi trebuie să dăm raportul cu ce facem în acest festival și cu banii pe care îi cheltuim până la urmă și cu timpul pe care îl cheltuim și al craiovenilor și cu spectacolele și cu evenimentele și cu artiștii pe care îi invităm, pentru că nu poți să inviți așa pe oricine doar pentru că, nu știu, te-ai cunoscut nu știu unde cu un artist sau ai văzut o trupă. Nu, tu trebuie să te gândești dacă se potrivește în Craiovei, dacă face bine Craiovei, dacă publicul craiovean ar fi încântat să vadă, pentru că deja are, publicul craiovean are niște așteptări și publicul craiovean nu e de aici de acolo. Iar, așa cum au spus-o și prieteni și colegi de-ai mei din țară, care participă în acest festival, este unul dintre cele mai frumoase publicuri pe care ei le-au avut vreodată. Și asta o spun din 2014, de la prima ediție. Craiovenii, da, sunt un public special. Și la teatru și pe stadion. Și la teatru și pe stadion, da. Și de asta O iubire alb-albastră este una dintre cele mai frumoase echipe, chiar dacă a rămas în nostalgia unora acea echipă. Da, și teatru are perioadele lui de cădere și perioadele lui de revigorare, așa cum și o echipă de fotbal, pentru că și fotbalul este tot o formă de spectacol. Craiova are cea mai tare paradă! Cea mai minunată paradă! Sunt oameni care vin de la prima ediție. Cei care s-au adăugat pe parcurs vor întotdeauna să revină. Uneori revin, alteori nu, din diverse cauze. Din ce în ce mai mulți oameni zâmbesc când aud de festival și se bucură și, da, sunt și reproșuri de făcut, nu e un festival perfect, crește. Care este reacția, feedback-ul de la oameni, de la cei care au participat? Care au fost cele mai interesante reacții, ca să zic așa, cu siguranță spuneți multe. De la public, da. Vorbim. Publicul este foarte bucuros că are multe spectacole diverse în stradă, spectacole nu neapărat ușoare, că sunt și spectacole mai greu de digerat, dar pentru toate vârstele, nu resimt disconfortul pe care noi îl creăm vrând nevrând prin faptul că, nu știu, avem o grămadă de decibeli, să spunem, în anumite zone. Noi încercăm să diminuăm acest disconfort. Dar oamenii simt că este festivalul lor și este al comunității. Și pot să dau acum doar două exemple. Într-una dintre serile de la începutul festivalului a venit o ploaie de vară înfiorător de cotropitoare pentru noi. Și în câteva spații de joc, pentru că avem mai multe spații simultan unde jucăm, ultimul spectacol din fiecare acest spațiu s-a anulat din cauza ploii. Ne-am pomenit cu oameni din cartiere, de exemplu din Rovine, unde jucăm acolo în zona poștei, este deja un loc clasic, au coborât de la apartamente cu pături, cu pelerine de ploaie, cu umbrele și cu ceai cald. Adică să acopere artiștii, păpușile și ustensilele, echipamentul, da, să nu se deterioreze, să nu facă scurt circuit. Apoi, încă un exemplu, asta înseamnă solidaritate și că oamenii deja își revendică acest festival, e al lor, ceea ce este foarte adevărat.
și în Parcul Romanescu, într-o dimineață, unde noi susținem în fiecare, pe timpul festivalului, în fiecare zi, ateliere de creație, o doamnă, o bunicuță, a venit așa cu un lighean foarte mare de gogoși și cu piersici pentru artiști și pentru copiii care erau acolo. Mie mi s-a părut acest lucru, dincolo de emoția impactului acestei vești și acestei scene, mi s-a părut de un firesc teribil. Pentru că, repet, da, este Festivalul Craiovenilor. Pentru că toată lumea este implicată. De exemplu, presa. Dar toți cei care lucrează în presă sunt oameni. Ei au familie, au copii, au nepoți care, nu știu, rude, care vin în vacanță, poate în Craiova. De la forțele de ordine, de la regiile subordonate primăriei, de la, nu știu, de la instituțiile celelalte de cultură care ne sunt partenere, de la sponsori. Deci oamenii aceștia toți au familii, repet, și oamenii aceștia își aduc copiii sau își trimit soțiile, soții, bunicile, soacrele, își trimit cu copiii la festival. Deci festivalul deja este patronat de Craiova. Adică noi nu mai putem să ne permitem să facem cam ce vrem noi cu festivalul ăsta. Cred că vom fi trași la răspundere mai mult decât ordonatorul de credite. La teatru se cam dă tonul și la teatru poți să iei pulsul unui oraș, din punctul meu de vedere. Dacă te duci și într-o sală de teatru în orice oraș, poți să-ți dai seama cam cum e acel oraș. Așa că vă așteptați cu mic, cu mare, să ne alăturați acestei minunate.